Ieri, la Spitalul TBC din Roșiorii de Vede, cadrele medicale cu practică în spital și ambulator au participat la conferința cu tema Diagnosticul farmacologic, metodă de feedback al schemelor de tratament la pacienții fără comorbidități, ce a avut și statut de curs de educare. În cadrul conferinței au fost prezentate de către organizatori mai multe lucrări pe această temă, iar rezultatele ar putea încuraja continuarea cercetărilor printr-o îmbunătățire a algoritmului de diagnostic farmacologic, îmbunătățind actul medical și terapeutic. O astfel de manifestare ne actualizează cunoștințele pe o anume temă. Vă felicit, doamna Florența, mult deosebit pe dumneavoastră, dar și pe colegii dumneavoastră. Ați făcut un lucru extraordinar și dacă rămâneți numai la acest nivel, greșiți foarte mult, pentru că sunteți datori să mergeți mai departe, să faceți mai multe manifestări și măcar de acest nivel. Sunt convins că această capacitate intelectuală a dumneavoastră, a tuturor celor prezenți, vă obligă să ridicați nivelul și să nu-l coborâți. Lucrarea este foarte bună. Mie mi se pare, poate puțin mai critic, este mai pretențioasă din perspectiva cunoștințelor actuale și cerințelor dumneavoastră actuale de informare medicală, dar atâta timp cât nu se poate ca în medicină, fără să acționeze o echipă, bolnavul niciodată nu va avea condițiile de sănătate și această echipă nu este formată decât de două entități principale, medicul și asistentul medical. Bine, că în această structură participă și colegii noștri ceilalți din eșaloanele necesare unei funcționări foarte bune a spitalului sau unui dispensar medical. Am ales inițierea unei astfel de conferințe la nivelul spitalului în ideea sprijinirii personalului medical, al colegilor mele, în conceptul de a actualiza cunoștințele și a noi performanțele a ceea ce privește asistența medicală și nu în ultimul rând de a pune în valoare calitatea actului medical care se pune în evidență la spitalul pe care îl reprezint. Acest curs vine în sprijinul asistenților în ceea ce privește formarea unor noi idei asupra prescrierii medicamentelor, făcutului unui abuz în mod special din a consuma medicamente și, în ultimul rând, de a consulta medicul sau farmacologul atunci când este nevoie în vederea evitării acestor interacțiuni medicamentoase și a reacțiilor adverse puse în urma unor tratamente nejustificate fără a fi edificate de un specialist. În cadrul conferinței au fost subliniate importanța diagnosticului farmacologic ce intervine în toate aspectele actului medical, el fiind pus pe baza medicamentelor și a manifestărilor acestora, dar și rolul asistenței medicale care pregătește pacientul înainte de examenul medical, asistă la examinare și secondează medicul.